Zira yasanın boyunda koyun güdelim. Ne güzel olan yalabı çoban. Zira yasanın boyunda koyun güdelim. Ne güzel olan yalabı çoban. Zaman hayır olsun. Zaman hayır olsun güneş çık. Zaman hayır olsun rüzgar çık. Zaman hayır olsun bulut çık. Zaman hayır olsun fidancık. Biz yaşayırız birlikte, birlikte hemşenlikte. Bravo. 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 Bravo, Daitia. Foarte frumos. Da, mulțumim tare mult. Eu vă salut cu mare drag și vă zic bună ziua tuturor! Vă mulțumesc că ați acceptat să participați la această masă rotundă dedicată de această dată culturii populației găgăuze. Populația găgăuză este concentrată mai mult în regiunea de sud-est a Republicii Moldova și este un popor vorbitor a unei limbi turcice și apropiat și cultural de turci, dar însă de religie ortodoxă. Biblioteca Ștefan cel Mare a organizat această activitate. Unul din motive este că la solicitarea utilizatorilor noștri a literaturii în limba găgăuză. Deci în Republica Moldova, din punct de vedere etnic, este un stat multinațional. Și aici locuiesc și ucraineni, ruși, romi și în sud-estul, cum ziceam, găgăuși și bulgari. Biblioteca, prin statutul ei, este un centru important de informare a comunității. Și fiindcă utilizatorii ei sunt de diverse naționalități și am decis să vorbim despre astăzi despre comunitatea găgăuză. Fiindcă și au o zi care o sărbătoresc, 30 iulie, ziua scrisului și a culturii găgăuze. Deci, e de la sine înțeles că nu putem într-un timp atât de scurt să vorbim despre cultura unui popor, a unei populații, mai bine zis, într-un timp foarte scurt. Dar avem niște surprize pentru dumneavoastră și sper și vă asigur că nu o să vă pară rău despre cele ce veți afla la această masă rotundă. Vreau să vă zic că în sectorul Râșcani este o bibliotecă, Mihail Ceachir este sora noastră, deci noi suntem două biblioteci filiale care facem parte din rețeaua bibliotecii Bogdan Petricevcu HD-ul, biblioteca municipală, și are o colecție de literatură în limba găgăuză. Aș vrea, avem invitat directoarea bibliotecii, doamna Angela Vintilă, îi mulțumesc foarte mult că a acceptat provocarea și va fi o informație utilă pentru toți utilizatorii rețelei bibliotecii HD-ul. Deci, ca ei să știe că la noi, în Chișinău, avem literatură pentru ei. O rog pe doamna Angela Vintilă să ne povestească ea mai multe lucruri. Nu recunosc. Vă mulțumesc mult. Știți, de fapt, surpriza și surprinderea a fost pentru noi, probabil, mai mult. Noi ne-am deprins să fim contactați de utilizatori atunci când au nevoie de anumite surse, informații, ce se referă la cultura, istoria găgăuză. Și plăcerea e de partea noastră, bibliotecile, filialele, adică din cadrul bibliotecii municipale, deși prezintă sau necesită interes utilizatorii de cealaltor filiale, e într-adevăr foarte, foarte plăcut. Deci am fost rugată, deci am decis să vorbim despre, să spun câteva cuvinte, despre colecția
colecția bibliotecii, anume de carte găgăuze, și deoarece suntem limitați în timp, am pregătit așa informație mai succintă și care nu se va referi la cifre, că nu facem raport anual ori lunar, dar așa m-am străduit să fie da informație și curioase, nu atât cunoscute, deci de către populația, de către utilizatorii noștri. Deci am fost limitat în timp, de ce voi citi. Deci pe parcurs, dacă vor interveni întrebări, cu plăcere voi răspunde. Deci filiala a fost fondată cu scopul realizării unui proiect unic de dezvoltare și promovarea culturii diverselor etnii din Republica Moldova în cadrul Bibliotecii Municipale HDU. Biblioteca dispune de documente ce relatează istoria, tradiția poporului găgăuz. Utilizatorul are oportunitatea de a consulta literatura de referință, manuale, monografii, beletristică. Nu aș putea să nu accentuez importanța figurii proeminente pe care le-au dat găgăuzii culturii basarabene, care a fost preotul și scriitorul Mihail Ciachir, al cărui nume poartă biblioteca. Pe merite. El a fost profesor de geografie și istoria religiilor, protoiereu, cărturar, inițiator al cărților tipărite limbile română și găgăuze, apropo pentru prima dată. Primul a tradus Vechiul și Noul Testament în limba găgăuză. În calitatea sa de paroh al bisericii școlare, părintele Mihail era duhovnicul elevilor și al pedagogilor, numărul căror creștea pe an ce trecea. Printre ucenicii săi figurează și personalități notorie, precum viitorul arhiereu Gurie Grosu, preotul și poetul Alexei Mateievici. Un conținut deosebit îl are lucrarea sa Istoria găgăuzilor din Basarabia, publicată în 1934, pentru care numele Mihail Ciachir merită să fie înscris cu litere de aur în istoria găgăuzilor. Iată ce a menționat Iurie Colesnic în volumul său Chișinăul necunoscut. Găgăuzii au cunoscut o renaștere culturală în anii 1920 și 1930, aceasta fiind opera unui preot basaravean, Mihail Ciachir. Ciachir a elaborat primul dicționar și prima gramatică găgăuză. Dicționar găgăuză turco-român, deci în trei limbi, pentru găgăuzii din Basarabia. A tradus Evanghelia și cărțile liturgice în această limbă, dar de asemenea a scris o istorie a acestui popor, istoria găgăuzilor din Basarabia. Am realizat multe lansări și prezentări de carte, având oaspeți din România, Republica Turcia, Ucraina, în parteneriat cu Institutul de Cercetări Științifice Maria Marmunievici, a avut loc lansarea unei inedite colecții de reviste Bilgilar în limba găgăuză. Acest volum include revistele apărute pe parcursul unui an, cu publicațiile oamenilor de știință, Olga Radova, Petru Pașali, Stepan Bulgar, Victor Capușiu și mulți alții. Aici aș vrea să accentuez că pregătit o informație despre, în considerație, literatura contemporană, autorilor contemporani găgăuzi. Pentru că clasicii găgăuzi sunt cunoscuți deja de mai mult timp. În parteneriat cu Institutul de Cercetare Științifică Maria Marinici a avut loc lansarea unei mai multor volume de cărți. În cadrul acestei reuniuni, colecția bibliotecii a fost completată cu volume inedite donate de către doctorul habilitat în istorie, doamna Kvilinkova Elizaveta, colaborator științific al Academiei de Științe Republica Moldova, precum găgăузы в одноcultурном пространстве Молдовы, găgăузский фольклор, граматика жизни. Степан Булгар a oferit o colecție de reviste Sabah Yavdizi, precum și un volum recent apărut Găgăuzca elita Basarabie, Costumul tradițional găgăuz, care a fost o realizare realizată în baza materialelor arhivate de mai mulți ani. O muncă titanică a depus autorul pentru a aduce la cunoștință multe evenimente și fapte de proveniență și existență care nu a fost cunoscută de contemporani. Dăstanne Epos Găgăuzov, un studiu aprofundat realizat de Lubov Cimpoieș în perioada de revenire la adevăratele valori naționale. Nu ar fi corect să nu accentuiești suportul informațional oferit de către membrul Academiei de Științe a Republicii Moldova, domnul Vitale Sir. Dumnealui ne oferă informație prețioasă referitor la unele date biografice, istorie, apoi
fiind aplicate în cadrul diverselor evenimente, mese rotunde din cadrul bibliotecii. Un important suport informațional a fost oferit și de către Institutul deci Maria Maruneviç de Științe, volumul Proteirei Dmitri Chakir, pastor și prosvetitel de Victor Capușu. Cel mai recent a avut loc lansarea cărții cu titlul în limba găgăuză Seçme Yarat Malır de Todor Zanet, în sediul Ambasadei Republicii Turcia la Chișinău. Acest volum a fost consacrat celei de-a 60 aniversări, deci o culegere de totalizare de poezie, texte și date biografice. Astfel de evenimente sunt extrem de importante, deoarece poartă, înainte de toate, o anumită valoare, nu doar informațională, dar și spirituală. De ziua comemorării marelui poet Mihai Eminescu, de fiecare dată propunem lecturarea câtorva volume din opera eminesciană, apropo tradusă în limba găgăuză și turcă, mai mulți autori au încercat să traducă Luceafăru. Deci, prin urmare, au fost și editate aceste cărți. Au văzut lumina zile. De asemenea, a fost realizat un film documentar despre viața și activitatea personalității marcante precum este Mihail Chakir în colaborare cu televiziunea Moldova 1, TV Moldova 1, emisiunea Găgăuzogea. O colaborare frumoasă instituția noastră deține cu scriitorii autohtoni, organizând lansări de carte și frumoase întâlniri cu utilizatorii bibliotecii. Lansarea volumului Pelina Mar în Bugeac de Vladimir Caraganciu, membru al Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova, apropo a fost și decan al Universității Tehnice, deci a fost ca un hobby pentru dumnealui să traducă foarte multe, adică multe opere a clasicelor români în limba găgăuză, precum Vasile Alexandrie, Mihai Eminescu, Octavian Goga, Grigore Vieru și mulți alții. Promovarea cărții găgăuzii în cadrul festivalului etniilor din Republica Moldova deja a devenit o tradiție. Deci cunoaștem, da, genericul, toți cunoaștem genericul, comunitate pentru diversitate. Deci am trecut la capitolul de promovare a cărții, în cei activități, deci ne încadrăm deci, cu acest scop. Cu deosebită plăcere am susținut inițiativa Asociației Tinerilor Găgăuzi de a participa la festivalul Hederles, ce a avut loc pentru prima dată la Chișinău. Biblioteca Mihail Chakir s-a prezentat cu expoziție de carte inedite. Aici au fost expuse operele autorilor găgăuzi și monografii. Utilizăm și metode mai moderne de promovare, referindu-ne la rețele de socializare, făcând posteri pe blog, Facebook, YouTube. Pe blog am evidențiat de la bun început, deoarece totuși prezentăm cultura găgăuză, deci mai multe așa capitole, compartimente, subdiviziuni care le-am numit găgăuze din Basarabia, cultura, tradiții, obicei, lansări, recomandări de carte, recomandări de lectură, cărți noi la bibliotecă, găgăuză, происхождение, названия. Un aspect important al conceptului este scopul deschiderii ușilor găgăuzii cu o cheie modernă, făcând cunoștință oaspeților cu poveștile personale de succes ale găgăuzilor din țară, din străinătate. Prezentarea limbilor ce sunt vorbite în găgăuzia și promovarea cunoașterei istoriei. Dezvoltarea și promovarea culturii prin lectură este unul din aspectele de bază, deci a activității echipei noastre. Deci asta e cam tot, dar foarte, foarte succint. În realitate, multe, multe lucruri frumoase, activități au fost realizate de către echipa noastră și în continuare și continuăm să le facem. Ca să vă faceți cunoștință mai îndeaproape, vizitați blogul nostru, pagina Facebook, YouTube, apropo, avem, da, o mulțime de materiale în acest domeniu și iată, am început, deci, odată cu realizarea, însușirea, realizarea noi platforme Zoom, deci am hotărât să introducem și așa la capitol. Deci mai mult au loc lecturi pentru copii și am pus accentul pe poveștile găgăuze. Deci iată, am început deja să realizăm două sesiuni, am avut
cu poveștile găgăuze, deci din păcate nu avem vorbitori de găgăuză și le citim până ce le relatăm în limba rusă. Sperăm pe viitor să vedem traduce și în limba română și ne pare bine că de cultura găgăuză se interesează nu neapărat persoane sau utilizatori găgăuzi, dar și de alte naționalități. Deci sunt foarte curioși să afle cât mai mult. Deci pentru asta suntem puși la dispoziția comunității. Da, mulțumim foarte frumos pentru relatări și probabil că utilizatorii noștri vor veni la dumneavoastră neapărat să se informeze și poate de ce nu să vorbească în limba găgăuză, să citească, să facă lecturi în limba găgăuză poveștilor. Vă mulțumesc din suflet. Sperăm la o colaborare în continuare. Iată, eu astăzi am emoții că am făcut cunoștință cu o doamnă excepțională care este directorul muzeului unic din lume. Informația este corectă. Nu este niciun muzeu în lume în care să fie expuse istoria și cultura poporului găgăuz. Deci poporul găgăuz, populația găgăuză, adică vorbitori de limbă găgăuz, mai sunt și în alte țări. În Bulgaria, în Grecia, în România, în Ucraina. Un prieten de-al meu, găgăuz, mi-a povestit că a fost de curând mi-a povestit că a fost anul trecut la mare, în Bulgaria, și a auzit acolo pe plajă vorbind în limba găgăuză. Și s-a apropiat de ei și i-a întrebat, sunteți găgăuși din Republica Moldova? Dar ei au zis că nu suntem găgăuși, suntem din Bulgaria. Și zice, păi vorbiți limba găgăuză. Păi zice, nu vorbim limba găgăuză, vorbim... Zice, păi exact e limba găgăuză, vorbeam, vedeți că ne înțelegem. Și eu sunt din Republica Moldova găgăuză. Și ei numesc limba găgăuză, nu mi-amintesc acum exact în scap denumirea, dar iată așa, limba găgăuză a trecut, adică prin niște perioade mai complicate pentru a se reabilita. Și iată, ziceam că despre doamna noastră, Людмила Карачобан, я буду говорить немножко по-русски. Ой, если можно. Да. Дорогая наша Людмила, я хочу поблагодарить вас, потому что вы согласились участвовать в нашем мероприятии. Я хочу говорить вам всем, что в селе Бешалма, я знаю, там живут мои друзья. Вот я от них и узнала доме Людмила. Я музей, естественно, узнала из интернета, но так обрадовалась, что там живут еще несколько писателей гагаузской литературы. Вот многие из вас, ну, может, и знают об этом музее. Он был создан Дмитрием Карачобан. Вот, наверное, все знают о него, потому что он и поэт, и историк, бессарабский поэт, интеллигентный, гагаузского происхождения, да? Так. О него и о музее хочу попросить Людмилу Карачобан, дочь Дмитрия Карачобан, рассказывать нам о него и о музее. И, дорогая наша Людмила, послала нам видеоролик о Васе и Пелагии Филиоглу, и мы будем показывать потом, потому что у нас нету времени. Но
тоже интересно, очень интересно. И Людмила, прошу тебя, даю слово. Здравствуйте, друзья, товарищи. Спасибо вам большое, что пригласили меня на такое важное мероприятие. Сейчас очень для меня ответственный момент, потому что получается, что я немножечко представлю чуть-чуть культуру Гагаузии. Это очень важно, это очень ответственно для меня сейчас. Мы все знаем, что язык, народ, вот народ, в принципе, история народа, она держится на нескольких китах. Кит языка, конечно же, история, обязательно обычаи, обряды, традиции. У нас есть художники, поэты, писатели, свои театралы. В Камрате и в Чедерлунге есть два театра. У нас есть учебное заведение, которое и непосредственно первоначальный этап, и есть университет, колледжи. Абсолютно в каждой области идут большие, серьезные работы. Специалисты стараются каждую область именно ввести в ногу со временем. Если немножко отойти от общей культуры и вернуться конкретно в Бешалму, то, наверное, если я бы вот эту презентацию... Можно ее? Бешалма, в принципе, основана... Мы так вот полагаем, что дата основания Бешалмы – это 1791 год, потому что именно эта дата, она есть в исторической справке, которую для нас специально подготовил Степан Степанович Булгар. И Степан Степанович Курогла. Появилось? Изображение. Да, сейчас отлично. Вот, это вид нашего села. И центральное, вот на фотографии центральное место, это нашей церкви. Церковь открылась в 1880 году и носит имя Георгия Победоносца. А рядышком вот такой вот типа, да, это памятник. Попытаюсь коротко. Это поэты Бешалмы. Дмитрий Николаевич Каратибан, Мина Васильевич Кися, Василий Георгиевич Филиокла. Это имена, которые общеизвестны в мире поэзии, гагаузской поэзии. Все три заслуженных имени. Заслуженные работники культуры Гагаузии. Кроме, конечно, Каратибана. Каратибан не успел. Дмитрий Николаевич Каратибан родился 20... Значит, здесь вот высвечивается стихотворение Петра Чеботаря. «Арамызда яшар дыбирадам, бизя бензя мязды, отилды сарадан». Среди нас жил человек, который не был похож на нас. Он был нерядовым человеком. Здесь вот в следующей странице именно все поэты-писатели и люди творчества именно из Бешалмы. Опять же, немножко повтор идет. Дмитрий Николаевич Каратибан, Мина Васильевич Куся, Василий Георгиевич Филиогла. У нас есть общая известная фамилия, человек, который очень талантливый, художник, Иван Степанович Каранастас. Наша уважаемая мирчанка Мария Ивановна. Капаклы, она заслуженный работник культуры, недавно издала свою четвертую книгу и роман на гагаузском языке. Афанасий Дмитриевич Каратюбан, сын Дмитрия Николаевича, скульптор, поэт, художник. Он сегодня преподает в Турции в Гази университете скульптуры и рисунок, защитил докторскую диссертацию в Турции. Каратибан родился 27 мая 1933 года в семье крестьянина-ведника в селе Бешалма Кангасского района.
Это одна из его картин. Карачеван был художником. Он прожил 53 года всего лишь. За это время он написал более 50 картин, более 60 скульптур. Вот это вот очень удивительная такая вот работа. Одна из его картин. Родители Дмитрия Николаевича, Анна Константиновна и Николай Николаевич. Анна Константиновна была очень удивительно грамотным человеком в свое время, не знала 6 языков. А Николай Николаевич, он был обыкновенным колхозником, работал на поле, но он был виртуозным скрипачом. Дмитрий Николаевич, он издал 13, он был единственным и остается по сей день ОГГУЗов профессиональным поэтом. Он закончил литературный институт имени Горького в Москве и издал 12 сборников стихов, рассказов, пьес. Из этих 12 сборников 3 на русском языке, все остальные на гагаузском. Он писал на гагаузском, но то, что есть вот эти 3 сборника, в принципе, медленно получается. Все вот эти переводы, все стихи на русском языке, это не его работы, это переводы. Наша мельница, которая сегодня вошла в реестр культуры, в реестр культурных памятников Гагаузии. Наш музей основан в 1966 году. Вот это одна из витрин, пастух, человек, который... один из главных действующих лиц жителей юга, потому что у нас по традициям считалось, что год делится так вот традиционно на 2 части, с мая по ноябрь, с ноября по май. Это именно работа на поле, работа чабана-пастуха. Памятник перед музеем, установленный Дмитрию Карачебану, сыном Афанасием Карачебан. Это его дипломная работа, когда Афанасий закончил художественный институт в Киеве. Вот это еще одна витрина с музея, свадебный обряд гагаузов. Вот так вот так выглядели наши жених с невестой. Вот так вот выглядели костюмы гагаузские. Вот тоже небольшой комментарий. Много лет проживая рядышком совместно с молдавским, с гагаузским, со всеми народами, которые населяют юг Молдовы, Молдову, мы сохранили традиции своего костюма. Мы не переняли вышиванки. В наших костюмах нету ни роз, ни цветочков вышитых. Только если это считается головной убор. Вот этот вот тоже изображение нашего второго зала, жилища, убранства гагаузов. Так вот жили гагаузы. И все. Все. Второй ролик. За время творческой деятельности Василий Филиоглу выпустил немало сборников. Один из последних вышел в 2013 году. В него вошли короткие рассказы на гагаузском языке. Долгое время Василий Георгиевич работал агрономом и при этом успевал совмещать профессиональную и творческую деятельность. Василия Филиогла всегда окружают любящие его люди. И это придает ему силу с оптимизмом и с чувством юмора реализовывать намеченные планы. Я всегда нахожусь среди людей, а находясь среди людей, это всегда черпаешь что-то новое. Второе, у меня прекрасная супруга, и мы с ней уже проживаем 48-й год. И третье, у меня прекрасные сыновья, которые тоже нас всегда поддерживали, всегда понимали, и по сей день они во всем нас понимают и поддерживают. Рассказывая о планах, Василий Филиоглу с большой охотой сообщил, что уже не один год работает над новой книгой. Уже второй год я вот работаю над сборником стихов и рассказов, куда входят, начиная вот с детских лет по сей день, все мое творчество, которое имеет уклон юмора и
сатирой. И вот с детских лет по сей день то, что было самое интересное, и самые вот эти юморные рассказы, стихи, вот я вот и собираю вот в один сборник в этом плане работы и думаю, что если все будет благополучно, и Божьей помощью, будем живы, здоровы, думаю, что в течение определенного времени, а может к моему юбилею 70-летию этот или свет. В 2008 году Василию Георгиевичу было присуждено звание заслуженного работника культуры АТО Гагаузия. Он и сегодня готов плодотворно работать над развитием и духовным обогащением культуры гагаузского народа. Это его врагам с вербим деспре лимба гагауза. Deci și despre scrisul găgăuz. Eu știu din cele aflate de pe internet, limba găgăuz a avut și ea un traseu, așa o evoluție puțin mai complicată, deci ea inițial a folosit, după cum am înțeles eu, alfabetul grec, apoi știm prin ce perioadă au trecut toți, au preluat alfabetul slavonic pentru limbile turci, folosit pentru limbile turci, cu câteva litere, acolo n-o să mă adâncesc în scrisul limbii găgăuze, dar vreau să vă zic că la noi în Republică este un centru extraordinar, o asociație Naționala Trainerilor Europeni în Republica Moldova. Lucia Cucu este directorul general al acestei asociații minunate. Ei au programe excelente. Dumnezeu iese dintr-un program în altul, este foarte ocupată, dar face niște lucruri extraordinare. Deci, dumneiei are programe de învățare a limbii găgăuze și totodată învățarea limbii române de către găgăuși. Și aș vrea, doamna Lucia, să ne vorbiți dumneavoastră mai multe, se mai alătură încetişor și alte persoane. Și aș vrea ca dumneavoastră să ne spuneți despre aceste lucruri, că le cunoașteți mai în detalii. Și puteți să ne prezentați și invitații dumneavoastră. Bună ziua! Zaman Hayrul Sun, Benin Adim Lucia, Ben Mudurum, Antem Mudurum. Ce frumos, dar intuim ce ați spus. Ne-ați salutat și v-ați prezentat. Bună ziua, sunt Lucia Cucu, sunt directorul ANTE. Facem parte dintr-o echipă mare de pedagogi, manageri, metodiști, care se ocupă de predarea, învățarea limbii române și a limbii găgăuze pe teritoriul UTA Găgăuzea. Astăzi suntem într-o echipă cu doamna Iulia Belanciuc. Doamna Iulia Belanciuc este responsabil de la Ministerul Educației, Culturii și Cercetării și întrucât doamna Belanciuc reprezintă Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, cred că ar fi corect să-i oferim cuvântul dumneiei mai întâi, după care eu voi prezenta programul de învățare simultană a limbii române și a limbii găgăuze și despre succesele acestui program. Cu mare drag! O salutăm și ne bucurăm nespus de mult! Iulia, microfonul? Zaman Hayrul Sun Hepsi Cinize. Benim adım Yulia Belanciuk. Ben Gagauzia'dan, Gagauzum. Kişinev'de çalışırım. Ministerde. Eu mă numesc Yulia Belanciuk. Sunt din Gagauzia, sunt Gagauză. Activez în cadrul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării.
în cadrul serviciului politici în domeniul relații interetnice. Este un serviciu nou, creat de un an, și eu, având experiență de un an, încercăm să realizăm unele proiecte, programe cu privire la asigurarea drepturilor minorităților etnice, pentru a învăța limba, pentru a păstra cultura și pentru a promova identitatea sa. Eu cred că vorbesc în română, pentru că nu știu dacă înțeleg toți, da? Română, da? Nu știu dacă doamna Ludmila este, ea nu înțelegea. Probabil că iarăși, dar va privi. Da. Va privi dacă nu poate intra. Pentru mine personal, eu vă mulțumesc foarte mult pentru invitație, pentru că personal pentru mine a fost o plăcere enormă să fiu prezentă astăzi, pentru că eu sunt găgăuză și limba, cultura, identitatea mea, aici, în Chișinău, aud foarte puțin limba mea, spre regret, dar evenimentul de astăzi, care are loc la Chișinău, este chiar un eveniment frumos, pentru că dumneavoastră, prin acest eveniment, creați acest pod pentru a cunoaște celelalte culturi, pentru a cunoaște diversitatea noastră. Este foarte important ca fiecare dintre noi să ne cunoaștem cât mai bine unul pe altul, să cunoaștem cine sunt găgăuzii, să vorbim câteva cuvinte sau să ne salutăm în limba găgăuză. O clipă, vă rog, Iulia, nu? Să ne salutăm în găgăuză, în bulgară, în alte limbi. Este... Ziua de astăzi este importantă, de ce? Pentru că noi sărbătorim ziua scrisului limbii găgăuze. Scrisul este acest... scrisul a dat un îndemn spre a păstra cultura, spre a păstra limba. Scrisul a dat posibilitatea ca să fie editate manuale, ca să fie editate ziare, reviste, cărți, pentru că anume prin anume aceste valori vor rămâne ca valori universale, pentru că ele aduc cunoștințe, ele contribuie la păstrarea culturii noastre, la păstrarea identității noastre, la păstrarea limbii noastre. Noi nu putem separa limba din cultură și, sau limba din identitate. Sunt piloni care ne formează pe noi ca oameni. A fost foarte plăcut să aud și pe doamna Angela Ventilă, pentru că eu țin minte când eram studentă, eu sunt filolog de limbă găgăuză și filolog de limbă română și când eram studentă, noi veneam la biblioteca Chakir, prezentam și noi niște rapoarte, discutam cu scritori, cu poeți, făceam și chiar niște videouri. M-a impresionat foarte mult și am simțit o nostalgie, deci acum sau foarte puțin sau nu prea des sunt realizate aceste acțiuni când interacționează culturile. Este un eveniment foarte frumos de aceea încă. Totodată, ascultându-o pe doamna Ludmila, am avut și eu ocazia să vizitez muzeul și muzeul, la fel, este o comoară care păstrează și care contribuie la păstrarea și dezvoltarea culturilor. Este foarte important ca bibliotecile, chiar repet, dar biblioteca din Chișinău, care poate și de la Rășcanovca, și din Botanica, înțeleg, da? Poate și din celelalte regiuni ale Chișinăului pot să se conecteze și să creeze unele evenimente, platforme de comunicare și în limba găgăuză, de comunicare și în alte limbi, de a face interacțiune dintre diferite culturi, ca copiii noștri să cunoască unul pe altul, să dea dovadă de respect, pentru că asta este cea mai mare comoară a diversității noastre. Moldova este bogată prin asta și noi ne mândrim prin asta. Sigur, limba maternă este cel mai puternic instrument de conservare și de dezvoltare a patrimoniului mondial, material și imaterial. Este o componentă esențială în procesul de definire a unui popor. Și eu știu că dumneavoastră tot ați menționat că pentru a obține scrisul în limba, pentru a obține scrisul limbii găgăuze, da, în anii 1950, întâi a fost, a fost și, deci, oficial, a fost în alfabetul chirilic, după aceea, peste mai mulți ani, a trecut în alfabetul latin, într-adevăr, a trecut foarte mulți ani,
Și procesul acesta de adaptare, de aprobare a scrisului a fost unul foarte, foarte dificil. Pentru că, bine, noi conștientizăm că limba găgăuză de astăzi este încă este o limbă tânără care necesită suport, sprijin, promovare, care necesită încă cercetare, de aceea, dar care necesită încă și de comunicare. De aceea eu cred că pentru a comunica limba, noi înșine trebuie să creăm mediul acesta. Și cred că bibliotecile la fel contribuie la crearea acestui mediu, contribuie la crearea acestor poduri pentru a cunoaște culturile și pentru a dezvolta limbile. Eu vă mulțumesc pentru asta enorm de mult, pentru că acțiunea de astăzi diseminează tuturor importanța limbilor, importanța limbii găgăuze, pentru că Moldova este singura țară unde oficializată este limba găgăuze ca limba regiunii autonome găgăuze. Și prin asta noi suntem unici, prin asta noi suntem cei care putem să câștigăm mai mulți turiști și mai multă lume să ne cunoască pe noi. Este foarte important. Sigur, de aceea eu mă bucur foarte mult și încurajez ca în continuare la fel să, dacă aveți evenimente, vă rog să mă invitați, pentru că a fost o plăcere să aud și limba mea maternă, dar și să cunosc despre cultura mea. Pentru că, deci, scopul dumneavoastră în întâlnirii de astăzi nu a fost doar printre noi să discutăm ce a avut loc, dar este important să transmitem și generațiilor viitoare, ca ei să se simtă că, foarte mândri de propriul său popor, foarte mândri de limba sa și să o vorbească, să vorbească azi, începând de azi, mâine, poi mâine, cu generațiile sale. Eu vă mulțumesc foarte mult! Și noi vă mulțumim din suflet și vă felicităm cu această ocazie și ne bucurăm nespus. Nespus că ați venit la această masă rotundă, de fapt e cam pătrată pe Zoom, dar forma de activitate, deci este o discuție. Atmosfera contează, da. Da, atmosfera contează. Ne bucurăm că totuși avem ocazia să ne întâlnim și să discutăm diferite subiecte, să le discutăm și mai ales despre culturile populației sau popoarelor care trăiesc sau cu naționalilor noștri, da, care trăiesc în Republica Moldova. Doamna Lucia, vă rog să ne spuneți și dumneavoastră despre proiectele și programele Antiemului. Mulțumesc, doamna Cancer. Sunt încântată să particip la astfel de evenimente și în Chișinău, unde se vorbește despre limba găgăuză și nu doar despre limba găgăuză, dar despre scrisul limbii găgăuze. Aș vrea să vă cer permisiunea să partajez un material. Veți acum ecranul meu? Da. Vreau să zic că eu, de fapt, reprezint o organizație non-guvernamentală care, timp de mai mult de 12 ani, implementăm diverse programe pentru învățarea limbii române și din 2015 avem programul de învățare simultană a limbii române și a limbii găgăuze pe teritoriul Unității Teritoriale Autonome Găgăuzea. Vreau să spun că acest program este un program interesant pe care îl dezvoltăm an de an de zile. Scopul acestui program este ca copiii să învețe în paralel două limbi. Limba română și limba găgăuză. Întrucât în găgăuzia învățarea limbii române este încă o necesitate mai avansată decât în alte regiuni și totodată este vorba de limba găgăuză, limba acestui popor care este pe cale de dispariție și din acest considerent la inițiativa mai multor
personalități din Găgăuzia, dar și la inițiativa echipei Antiem, noi am reușit să aducem în Republica Moldova un proiect nou pentru sistemul de educație din grădinițe. Acest program din 2015, el a fost un proiect pilot, care a fost pilotat în Găgăuzia, dar deja de 2 ani acest program se dezvoltă pe teritoriul Găgăuziei cu susținerea Antiemului, dar și în mod independent. De fapt, scopul este învățarea în paralelă a limbii române și a limbii găgăuze. Care este diferența dintre aceste două limbi? Este diferență, diferența este foarte mare, doar că noi punem accent pe învățarea modelilor de vorbire în română și în găgăuză pentru copii. Se deosebește materialele care sunt elaborate de către echipa Antiem în cadrul acestui program, se deosebesc prin gramatica diferită română de cea găgăuză, dar comun este că copiii învață limba română în grupa medie, în grupa mare și în grupa pregătitoare. Și română și limba găgăuză se învață în grădiniță, începând de la vârsta de 3 ani. Scopul acestui program este ca copiii să poată să înțeleagă ceea ce vorbește un nativ moldovean sau român și un nativ găgăuz, dar totodată este ca el să poată să-și exprime necesitățile sale în limba română și în limba găgăuză. Copiii care absolvesc grădinița în cadrul acestui program sunt copii multilingvi. Adică el poate să întrebe, poate să răspundă, poate să vorbească, poate să comunice la nivel elementar. Este un nivel în cadrul european comun de referință pentru limbi care se numește pre-A1, adică etapa de început, de primul pas, primii mici pași în învățarea limbilor, și iată că acești copii, ei pot să întrebe, ei pot să spună cine este, el poate să spună cum îl cheamă, el poate să spună că vrea să mănânce, vrea să bea, vrea să iasă la joacă, vrea să întrebe unde este mama, unde este tata, unde este jucăria mea. Este un sistem elaborat și, nu în ultimul rând, acest program are ca scop formarea competenței interculturale. Se pune accent pe aprecierea culturilor, culturii moldovenilor și culturii găgăuzilor. În cadrul acestui program învață copii găgăuzi, copii ruși, dar și copii moldoveni. Ei învață în limba română, ei învață în limba găgăuză și ei învață și în limba rusă. Programul lor este program în limba rusă, dar întrucât am inițiat acest program, deja copiii învață o zi, o limbă. Într-o zi de dimineață până seara, toate activitățile lor, jocurile lor, toate sunt în limba română, a doua zi este în limba găgăuză și așa pe rotație. Cine sunt beneficiarii acestui program? Sunt copiii și părinții lor, pentru că activitățile programului nu implică doar copiii. Sunt activități pentru copii, am zis o zi, o limbă, dar sunt și activități pentru părinți, părinții acestor copii, care învață împreună cu copiii lor limba română și limba găgăuză. Scopul este ca noi să transferăm învățarea limbii române și a limbii găgăuze nu doar la grădiniță, în cadrul activității de studii la grădiniță, dar și în familie. Totodată, noi îi ajutăm pe părinți să-și poată ajuta copilul. Și ce este cel mai interesant, nu știu cine pe cine ajută. Copiii îi ajută pe părinți sau părinții îi ajută pe copii? Pentru că la grădiniță se creează diferite activități, jocuri,
copiii știu că ei, de fapt, învață în fiecare zi, iau lecții de dimineață până seara. Dar părinții au activități odată în două săptămâni. O română și altă săptămână este limba găgăuză. Și atunci copiii își iau rolul de profesor. Noi le spunem că, iată, voi mergeți acasă și îl învățați pe mamă, îl învățați pe mama, îl învățați pe tata, ce tu ai învățat astăzi la grădiniță. Și este un joc dintre copil și părinte, dar copiilor le place foarte mult. Părinții, deși sunt foarte ocupați, dar știind rolul copilului și intră în joc cu copilul, astfel noi încercăm să creăm această atmosferă de învățare, dar și de utilizare a limbii, și a limbii române, și a limbii găgăuze. Am zis că activitățile care sunt în cadrul acestui proiect, ei se joacă, ei cântă, ei fac teatru în ambele limbi. Noi am creat un sistem de învățare a limbii române și a limbii găgăuze. Noi vorbim despre sistemul de învățare simultană a acestor două limbi. Astfel a fost elaborat ghidul metodologic, curriculum național și manual de limbă română și manual de limbă găgăuză. Cartele, carduri cu imagini, care sunt la fel în română și în limba găgăuză, și suporturi, alte suporturi curriculare care sunt în ajutor profesorilor, dar și părinților care știu să citească. Copiii nu învață să citească și să scrie. Copiii doar învață să asculte și să recepționeze informația la auz și să poată să-și comunice, să comunice cu prietenii, să spună de ce el are nevoie. Și vedeți aici un grup de personaje, acest sistem are la bază o echipă de personaje care îi ajută pe copii în învățarea limbilor. Acesta este Nicu și aceasta este Leanca. Nicu este fiul unei familii de Moldova, adică din care mama este moldoveancă și tatăl este găgăuz. La Leanca, mama este găgăuzoaică sau găgăuză, cum mai este în termenul în dicționar, și tata este moldovean. Astfel există această interacțiune dintre culturi, interacțiune dintre limbi și este un joc interesant. Acum acești copii au ca prieteni, acesta este Tobi, aceasta este Rița, acesta este Relu, acesta este Țup-Țup, și aceasta este Mimi. Adică acești copii de la grădiniță îi iau ca prieteni, aceștia sunt prietenii lor zi de zi, la fiecare dimineață până seara ei știu categoric unde s-a pierdut Rița, într-o zi trebuiau să învețe prepozițiile și profesoara a luat-o pe Rița și a dus-o în camera de baie, a ascuns-o, ca ei să învețe pozițiile și ei toți alergau unul după altul și o căutau pe Rița în frunte cu doamna profesoară. Unde este Rița? În dulap? Au căutat în dulap? Nu este în dulap. A mers mai departe. Sub masă? Sub masă nu este Rița. Pe fereastră? Pe fereastră nu este Rița. După pat? Nu este Rița după pat. Adică au repetat toate prepozițiile pe, sub, în, după, ca la final să o găsească pe Rița în camera de baie. Adică este un joc dintre profesor și copii. Acestea sunt materialele didactice care au fost elaborate, ghidul metodologic, curriculum de învățare, manualele. Vedeți că aceste materiale sunt identice, se deosebește doar gramatica limbii găgăuze și gramatica limbii române, tematica este același, adică copilul învață un obiect în două limbi sau un model în două limbi și nu există aglomerație sau dificil pentru copil, pentru că el știe, eu o să învăț, aceasta este jucăria mea. Această propoziție el învață și într-o limbă și în altă limbă. Ca suport
de joacă și de învățare a gramaticii și a limbii prin modele de vorbire sunt aceste carduri cu imagini. Prin ce sunt deosebite aceste carduri? Ele, de fapt, pe partea opusă, au modele de întrebare și răspuns. Nu este cuvântul separat, dar se pune întrebarea, cine este acesta? Acesta este Toby. Cum este Toby? Toby este frumos sau Toby este mic? Cum este albina sau cum este balonul? Balonul este galben, dar câte baloane sunt? Sunt 5 baloane. Adică cardurile sunt unice prin modalitatea de prezentare a modelelor de vorbire. Pentru ca să-i susținem pe copii și să creăm o atmosferă mai deosebită în cadrul programului, au fost selectate o culegere de povești, a fost elaborată o culegere de povești, snoabe și povestiri, cu specific comun pentru moldoveni și pentru găgăuzi, dar și cu specificul național. Sunt separate câteva povești specifice moldovenilor și povești specifice pentru găgăuzi. Astfel, ei știu cine este Păcală, cine este Tândală, cine este Nastradin. Și este foarte important că înainte de somn, profesorul sau educatorul are înregistrat materialul audio. Materialul audio, aceste povești sunt înregistrate de către actorii din teatrul din Cedărlunga în limba găgăuză și actorii teatrului Geneza Art din Chișinău, actori care cu o pronunție frumoasă, deosebită, melodioasă, ei practic se transformă în personajele poveștilor și într-o altă lume și ei ascultă înainte de somn povestea în limba română sau în limba găgăuză, în dependență de ziua limbii. Dacă astăzi este ziua limbii române, înseamnă că ei ascultă povestea în limba română. Dacă este limba găgăuză, ei ascultă povestea în limba găgăuză. Un suport audio este pentru toate aceste materiale. Și cardurile au suport, și manualul are suport, și poveștile, și poeziile care au fost selectate. Adică este un suport, un material amplu pentru acești copii din cadrul acestui program. Cred că aș putea să vorbesc foarte mult despre acest program. Ideea este că noi de fiecare dată mergem pe ideea că trebuie să învățăm copiii să cunoască nu o singură limbă, dar mai multe limbi. Pentru că acei copii care cunosc mai multe limbi, ei sunt alții. Ei văd lumea din perspectiva a mai multor culturi. Ei nu sunt complexați. Ei se descurcă foarte ușor și după ce ei cunosc aceste limbi, pentru ei alte limbi este foarte ușor ca să le învețe. Da. Și totodată vreau să spun că este foarte important ca ceea ce se face să nu se facă doar într-o anumită regiune. Noi ne-am focusat pe acest program pentru găgăuzia, dar să știți că interes pentru limba găgăuză ca fiind o limbă mai exotică, eu îmi permit acum la Chișinău să spun acest lucru, la Încomrat nu o să pot să-mi permit să spun acest lucru, dar de ce spun? Pentru că când i-am spus fiicei mele, zic, Taisa, dar vrei să învățăm o poezie mai neobișnuită? I-a spus că eu am obosit de poezie. Zic, nu, uite, tu înveți o poezie mai neobișnuită în altă limbă. Limba găgăuză. Și ea a rămas uimită de cât de frumos sună această limbă. Ea a început să învețe și în cântice în limba găgăuză. Noi am fost la un concert în limba găgăuză, a fost un concert la Palatul Național și acolo au fost foarte mulți cântăreți, dansatori, s-a prezentat cultura și tradițiile găgăuzilor și i-au plăcut foarte mult. De aceea nu trebuie, adică trebuie cât mai mult să promovăm acele etnii pe care trăiesc în Republica Moldova pentru ca copiii noștri, de ce să nu cunoască și limba găgăuză, și limba bulgară, și ucrainean. Republica Moldova este o
o țară de multilingvi. Dar spre regret, noi nu prea avem programe multilingve în Republica Moldova, dar este un început, un început frumos care poate fi continuat. Mulțumesc, Saulun! Mulțumim, doamna Lucia! Mai avem vreo 5 minute la dispoziție și vreau foarte mult să vă mulțumesc din suflet. Dacă până în secolul XIX limba găgăuză era o limbă nescrisă, datorită programului dumneavoastră și personal dumneavoastră, doamna Lucia, a căpătat o performanță, o alură foarte frumoasă pentru, atât pentru găgăuși, cât și pentru toți cei care iubesc limbile, culturile altor națiuni. Vă mulțumesc din suflet pentru participare tuturor, pentru colaborare. Sper că nu este ultima, nici de cum, nu poate să fie ultima. Și vă mulțumesc din suflet pentru participare. La mai mult și la mai mare. Sperăm să ne întâlnim. Mulțumesc, cu... doamna Lia. Я бы хотела поприветствовать госпожу Людмилу Карачобан. И мы надеемся, что мы увидим ваше видео. Я думаю, что будет возможность еще увидеть. И если будет возможность, мы обязательно придем в Бешалме, чтобы увидеть, потому что мы наслышались о вашем музее и о вашем Муара де Винт, я не знаю, как мы с Фией Лимбаруса. Мельница. Да, то об этой мельнице. Я думаю, что есть много интересного, которое можно увидеть. Дарин библиотека, Чакир, я кредка, ну и путем певитор, организа, ши, митин, тълнир, кумаре драг, дамна Анджела Вентила, о сафим букурош, кредка, Юлия Афос, ла библиотека дмастры, кэн ной ам селектат материал пентру ачест програм, ши са штиць, кэ контрибуция библиотечии Чакир на ачест програм аре ши я локул гей. Mulțumesc mult tuturor! Людмила Карачобан вă salută. Ei au acum o excursie, m-a sunat acum și mi-a trimis un film despre scriitorii soții Filioglu. Neapărat le vom posta, voi monta un filmuleț și despre ei. Acum deja, din păcate, timpul expiră. Și cititorii noștri, utilizatorii noștri și comunitatea noastră întreagă va beneficia de informația dată. Îi mulțumim și ei foarte mult și dumneavoastră la fel. Tuturor, o zi bună! Mulțumim! La revedere tuturor! Pentru organizare, bună organizare, da! Da, sperăm că colaborarea va avea, deci este de bun augur și va avea o continuitate și sunt sigură că sunt destule teme, deci pentru discuție. În acest mod ne cunoaștem mai bine, deci într-adevăr, toate comunitățile aflate în Moldova. Vă deci, zic în continuare, succes, da. Dacă ați observat, parola acestei întâlniri a fost prietenie, deci scopul a fost unul contat. Mă bucur foarte mult. Pașnic. Pașnic și am încheiat relații frumoase. Am legat prietenie, să zicem așa. O zi bună tuturor. Mulțumim. La revedere. La revedere. Da, pe curând. Cele bune. La revedere. Mulțumim foarte mult. Güzel olan yalabı çoban.